numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și am văzut cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu, sau pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Iată un cuvânt relatat de arhidiaconul Ștefan, întâiul mucenic al creștinismului, în momentul când era ucis cu pietre. De ce am relatat acest lucru? Pentru a vă face cunoscut că problema viziunilor și problema vederii lui Dumnezeu astăzi este o problemă de bază legată de multe vedenii mincinoase și legată de multe înșelări și viziuni din astea bolnave, deci viziuni din astea descoperite așa la întâmplare, peste zi și peste noapte. În primul rând, ceea ce trebuie să știți despre mucenicul și arhidiaconul Ștefan este cu totul altceva. Mai întâi că este de neam grec, iar la începutul creștinismului, primul lucru pe care l-au făcut creștinii, au făcut acele frății creștine sau agape creștine din care se hrăneau săracii și văduvele. Văduvele iudaice erau niște femei un pic mai supărăcioase, cum se întâmplă și astăzi o parte de oameni mai supărăcioși, și în momentul când a intervenit neînțelegerile la agapele creștine, atunci apostolii au rânduit să fie și acești diaconi, mai întâi la slujirea meselor creștine, lasă-mă, mai apăsați, mai înalt. Deci, slujind la mesele creștine, iar într același timp să fie și ca un dreptar de învățătură, fiind bărbați aleși și curați în credință, să fie oameni plini de Duhul Sfânt și de zel, cum spune acolo Scriptura, oameni vrednici, oameni curați, oameni tari în cuvânt, bărbați a unei singure femei, adică până într-o anumită vreme, hirotonia era admisă și episcopilor și preoților de să aibă femeie, să fie căsătoriți, pentru a nu se întâmpla diferite păcate, ceea ce se poate întâmpla și până în zilele noastre, dacă am avea celibatul fraților catolici. Mergem mai departe. Cuvântul Ștefan se tâlcuiește coroană și vine din greacă. Cei șapte au fost rânduiți la aceste mese creștine, iar odată în Sinedriu, discutându-se problema identității Mântuitorului Hristos, și v-am spus și ieri, alaltă ieri, deci problema identității Mântuitorului Hristos a devenit problema de bază la începutul creștinismului. Era problema care a frământat și a mișcat și a trudit și a, ca să spunem, a răzvrătit tot Ierusalimul. Și Irod s-a tulburat, ați văzut minunile acele urgii, ca să le spunem, nu minuni, și gândiri sau emanații de gândire bolnavă omenească, deci uciderea celor prunci nevinovați, în frica de a nu se lua tronul. Deci problema scaunelor se punea încă din acea vreme. Deci este o problemă foarte dură și gravă până în zilele noastre. Problema acestor scaune și acestor coroane de domnie. Mergem mai departe. Ca să putem vorbi frumos despre acest lucru, eu mi-am făcut un fel de schiță de care vom urmări doar ideile principale. Nu sunt nici computer să le țin minte din cap și nici nu am cap electronic să le învăț pe din afară. Și am luat un mic pasaj din Faptele Apostolilor pe care să le putem înțelege ușor și bine. Spune arhidiaconul Ștefan, între toate învățăturile pe care le dădea iudeilor, toată Scriptura de la Adam și până la Hristos le povestește drumul în pustie, le arată încăpățânarea lor, le arată îndărătnicia lor, le arată neascultarea lor, le arată intrarea în pământul lui Faraon, le arată intrarea în pământul făgăduinței, răzvrătirea și închinarea la idolul de aur sau la vițelul din pustie, le arată îndărătnicia la apa merei când s-a îndulcit cu lemn aruncat care îi preînchipuia semnul crucii, iar la urmă le face și acel lucru frumos în care le vorbește despre Dumnezeu care are ca cer tronul, deci tronul lui Dumnezeu este cerul și pământul așternutul picioarelor. Și spune mai departe, ce casă îmi veți zidi mie, zice Domnul, sau care este locul odihnei mele? Referindu-se aici Ștefan, deci era prima filozofie sau era prima lecție de mistică creștină pe care Ștefan a vrut să le înlocuiască cu cuvântul Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru, după terminologia pe care a folosit-o Hristos. Voi dărâma templul trei zile și înapoi îl voi zidi. Iar iudeii bătuți la minte, ne tăiați împrejur, cum le zice îndată Ștefan. Ce au făcut? Ce cum? L-a făcut Solomon în 40 de ani și el îl dărâmă în trei zile și îl și repară. Și după ce Ștefan a spus către ei, voi cei tari în cervice și ne tăiați împrejur la inimă și la urechi,
ce stați împotriva Duhului Sfânt, precum părinții voștri, așa și voi. Deci a fost întărătarea de bază prin care Ana și Caiafa îl duce pe Hristos la Pilat și spune acesta hulește, iar de data aceasta aceluiași martir îi se spune ca lui Hristos acesta hulește și este condamnat să fie omorât în Valea lui Iosafat cu pietre, este scos afară din templu, fiindcă așa era pe atunci regula să se scoată din cetate și este dus și omorât. Dar Ștefan mai departe, în timp ce trebuia să fie martirizat sau smuncit și tras pentru o sândă, le spune: voi care pe proroci i-ați prigonit, precum părinții voștri, i-ați ucis pe cei ce au vestit mai înainte sosirea celui drept, adică a lui Hristos, celui, spunea, cărui vânzător și ucigaș v-ați făcut. Deci iată, Mântuitorul le spunea de multe ori și ați auzit în Evanghelie, farisei fățarniți și cărturați, zice, care văruiți mormintele și înăuntru sunt putoare și sunt pline de împuțiciunea păcatului, zice, așa sunteți și voi pe din afară scoiți cu legile decalogului, iar înăuntru vostru este mizeria sufletelor voastre, care ați ucis prorocii și le-ați zidit mormintele cu pietre. Și știm prea bine, zidul plângerii a lui David, mai departe, ei țin foarte cu mare sfințenie la strămoșul Avram, care este îngropat în pământul haldeilor, deci în peștera de lângă, din țarina de lângă stejarul Mamrei. După aceea, ei țin foarte mult la învățăturile lui Moise și pe Moise l-au ca cel mai mare profet, dar a cărui trup știți că a fost ascuns de Arhanghelul Mihail să nu cadă din nou în idolatrie. Deci au călcat aceste învățături neascultându-i pe prorocul care le-a spus. Și ați văzut, steaua răsărit din Iacov, sceptrul din Iuda, Isaia spune, Fecioara va naște, făcând o corelație cu nașterea, și va naște prunc și va pune numele Emanuel, iar Moise le spune, dintre voi se va ridica proroc care va mântui neamului străin. Este scos afară din cetate și este ucis cu pietre. Și auzind freamătul și furia și scrâșnind din dinți împotriva lui, dar spune Ștefan, fiind plin de Duhul Sfânt, privind la cer. Aici ne oprim și de aici comentăm toată Evanghelia de astăzi. Fiind plin de Duhul Sfânt, în primul rând, de unde își luase Ștefan Duhul Sfânt? Ia să medităm un pic, să ne întoarcem în faptele apostolilor. Și chemând cei 12 apostoli, au ales 7 bărbați vrednici și au pus mâinile peste ei și i-au hirotonit într-un diacon. Iată, primul element nou în creștinism, deci hirotonia sau puterea eclesială în biserică. Nu există altă hirotonie decât apostolică. Deci sectarii nu au preoți și nu au povățuitori. Ei au pastori sau prezbiteri. Deci pastorii sau prezbiterii sectarilor sunt acele hirotonii false care nu și-au puterea în legătura apostolică a bisericii sau sobornicească, ci sunt făcuți de la sine putere fără origine. Eu am întrebat odată un sectar, v-am spus și altă dată, și am spus, unde ați stat voi până la ora aceasta? Și că am stat ascunși în popor. E adevărat și lindina în capul omului stă ascunsă, prinsă pe un fir de păr și nu ia stă la încheituri fără o să o observi sub formă de ciupercă sau bacterie. Iată așa și aceste răgălii ale bisericii s-au lipit de îmbrăcămintea lui Hristos și au început să o contamineze. N-a fost de ajunsă tragerea la sorți și aruncarea pentru haina lui Hristos, n-a fost de ajunsă sfâșierea prin scindarea catolicismului, ci a fost nevoie și zgârierea și mărunțălirea ei prin aceste segmente sectare care au apărut de la 1800 încoace din Reforma Protestantă și s-au umplut pe cum să lasă praful pe o vitrină. Dacă ați văzut oricât l-ai șterge, mereu să lasă praf. Așa apar și sectele, ca un fel de ciuperci din alea ce apar după ploaie. Deci hirotonia apare primul lucru care îi dă putere lui Ștefan să fie plin de Duh Sfânt. Iar Apostolul Pavel spune, harul este pe măsura darului, sau darul este pe măsura harului, același lucru. Având darul lui Dumnezeu, deci a primit și har. Mergem mai departe. Și a privit la cer. Cuvântul privit la cer mă duce cu mintea cu totul în altă parte. De ce este neapărat să privesc la cer? Toate învățăturile și toate cărțile de mistică arată frumos, Simeon Nou Teolog, Grigorie Palama,
Nichita Stiat, Ignatie și Calis Santopol și Teofan Zăvorâtu. Deci îi arată clar, cerul care trebuie privit este cerul inimii sau cerul minții care leagă conștiința de suflet. Deci este legătura dintre Dumnezeu și om, este prin conștiință. Dacă cerul este curat, deci dacă cerul inimii este curat și omul este curat, cum spunea una din învățături, luminătorul sufletului este mintea, deci și a trupului este ochiul. Dacă ochiul tău este curat și mintea ta este curată, dacă ochiul tău este bolnav și trupul tău este bolnav. Și spune, și a văzut slava lui Dumnezeu. La vederea slavei lui Dumnezeu, eu fac încă o corelație ușoară din care să înțelegeți trei lucruri de bază. Am pus eu aici. Vederea lui Dumnezeu. Vederea lui Dumnezeu este pe mai multe căi. Este vedere reală. Și unde întâlnim vedere reală? Întâlnim cei 3 ani și jumătate de activitate mesianică a lui Hristos, întâlnim nașterea lui Hristos din Fecioara Maria până la înălțarea la cer, apoi avem vederea duhovnicească, care nu participă la viața omului. Deci ce fapte avea Petru imediat după lepădare? De i s-a arătat Hristos la Marea Tiberiadei și i-a spus, Petre, mă iubești? Deci acel dialog frumos de la Marea Tiberiadei. Ce fapte avea Apostolul Pavel ca să i se arate lui Saul din Tars, deci înainte numele prigonitor, să i se arate în drumul Damascului, să-l învăluie și să-l întrebe? Saule, de ce mă prigonești? Ce fapte aveau apostolii care se temeau și tremurau de frica iudeilor și s-au ascuns în Ierusalim când el a intrat prin ușile încuiate și le-a spus, bucurați-vă, pace vouă? Ce fapte avea Toma când i-a spus, adă-ți mâna în coasta mea? Aveam îndoială, deci nici de cum nu era vorba de o faptă puternică de credință. Și iată, vederea lui Hristos poate fi și o vedere duhovnicească fără participarea omului la viața în Hristos. Deci este o vedere de taină, mai presus de fire, este o vedere, cum se spune, transcendentală, în termen nou, sau dincolo de văzut, deci în partea nevăzută, sau în incognoscibil, deci nepriceput de căpățâna noastră. Dar ce se întâmplă prin lucrul acesta? Nu participă omul, ci Sfântul Ioan Hristostom spune, minunile au fost pentru necredincioși, pentru a-i întoarce la credință, iar minunile au încetat, pentru că a venit Hristos, care a descoperit toate tainele cele mai presus de fire, făcând șchiopii să meargă, surzii să audă, muții să vorbească, ologii să se plimbe, cei bolnavi să-și ia patul și să umble. Mergem mai departe la un alt lucru. Mai avem o vedere sau vederea în extaz. Vederea în extaz este vederea curățeniei sufletești sau ridicarea perdelei duhovnicești dintre Tatăl și Fiul și dintre mintea omului. Deci spune așa, dacă le luați în ordine între ele, Tatăl a născut pe Fiul mai înainte de toți veci. Iar Duhul este purces de la Tatăl. De ce este purces? Duhul este energia necreată, mai presus de puterea gânditoare a minții noastre omenești, care plutește deasupra peste toate, cum spune acolo, și Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor, și întuneric era peste tot adâncul. Deci întuneric era peste tot adâncul. Și a zis Dumnezeu să fie lumină. Sigur că s-a făcut lumină în mintea arhidiaconului Ștefan, imediat când după botez, fiindcă el s-a și botezat creștin, și după hirotonie, mintea lui s-a luminat și, cum spune în arheticonul, când se hirotonește un preot sau un candidat la diaconie, Dumnezeu cu har care cele cu lipsă le plinește și cele neîmplinite le desăvârșește. Deci, iată, la el s-a desăvârșit puterea de rugăciune și puterea de vedere. Și ca să vă fac încă o comparație mai autentică zilelor noastre, vă duc cu mintea în zbornic când spune Teofan Zăvorâtu. Îi scrie lui Agape celor, starețul de la mănăstirea Barlam, care avea rugăciunea inimii. Zice, Părinte Agape, zice, cum ți se pare faptul că ai orbit? Zice, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a închis ochii cei trupești și mi-a deschis pe ochii cei duhovnicești.
deci i-a deschis ochii minții spre cunoașterea lui Dumnezeu. Ei, această vedere mistică sau un extaz despre care vorbește Apostolul Pavel în partea a doua a Epistolei către Corinteni, el o intitulează așa, zice, cunosc pe unul, nu știu dacă în trup sau afară de trup, care a fost trăpit acolo unde mintea nu pricepe, ochiul nu poate să vadă, urechea să poată să înțeleagă, gura să vorbească. De ce? În momentul învăluirii din drumul Damascului, Saul era înconjurat de oameni. Deci el pleca cu oarecare ostaș să prindă grupările creștine să le schingească, crezând că face un bine lui Dumnezeu. Nu cu râvnă drăcească, ci cu râvna că el aduce slujbă lui Dumnezeu. Deci scopul în sine era bun. Și atunci Dumnezeu îl învăluiește, ostașii rămân mărmuriți, văd lumina. Nu înțeleg discuția dintre Saul și Hristos, nu-l văd pe Hristos, nu înțeleg ce vorbește Saul cu Hristos, deci minunea în sine nu era a lor, ci era a lui Saul. Și atunci, sigur, Saul spune, Doamne, poruncește robului tău ce să facă. Și el îi spune, mergi în Ierusalim și vei fi povățuit. Deci îl trimite automat cu mintea în Ierusalimul ceresc. Deci, propriu zis, îl trimite de data aceasta geografic, mergi la Ierusalim, că acolo l-aștepta Anania, apostolul, nu Anania care vânduse țarina, și automat îi spune, îi cad solzii ai orbirii care avea pe față, deci nu erau niște solzi ai orbirii, ci spune Gheorghe Arselaicul Filocalea 7, că atunci când mintea este în cer, trupul rămâne pe pământ neputincios și dracii pot să joace fotbal cu el. Deci așa este de adâncă răpirea între extazul minții și rămânerea trupului pământesc în puterea lui mortificală de jos, deci fără sens, carnea. Și atunci Pavel, timp de 3 zile, citiți Faptele Apostolilor, n-a mâncat și n-a băut, ci cugetarea la Dumnezeu și rugăciunea erau hrana și băutura lui. Atâta dulceață a simțit încât n-a mai simțit simțirile cele firești. Și aici când mă opresc și spun lucrul acesta, vă fac corelația cu exact cu ceea ce vin și spun sectarii în fața voastră și a mea și a altora ca noi, când ei spun, zice, ei, am primit pe Duhul Sfânt, unde îl ții? În poșetă, în cutia cu chibrite, în vaza cu flori, într-o pungă, într-un sac de nylon, în cel ții? Unde-i Duhul? Duhul este în noi! Așa spune Apostolul Pavel, Hristos este în noi și nu panteist. Că dacă ar fi panteist, înseamnă că mâna mea ar fi mâna lui Hristos. Mâna mea e cu Hristos. Și cum e cu Hristos? Ai văzut, aia ai un aliaj scump, aurul. Și te duci și îl bagi în topitoare ca să poți să faci un inel sau o verighetă și îi bagi un material de aliaj. Deci ca să fie tare, să nu se moaie, să nu se înstrâmbe, să nu se îndoaie, să se lase prelucrat. Dar el în sine, valoarea acelui material, rămâne aurul care domină. Ei, și euul în Hristos, sau trăirea în Duhul lui Hristos, sau în Duhul Evangheliei, nu este altceva decât stăpânirea euului carnal și personal al voinței omenești, adică căderea euului adamic, cel plin de patim, în favoarea euului cristic, sau a Mântuitorului, deci în valoarea cristologică, spune în mistica paulină. Deci vine Hristos și domină trupul tău. Că nu eu trăiesc, spune Apostolul Pavel, ci Hristos trăiește în mine. Iar în o altă epistolă către Galateni, el spune, zice, în Hristos nu există rob, iudeu, elin, scit sau slobod. Una sunt. Deci Hristos vine și îi unifică. Deci dă o singură uniformizare. Ați văzut pe o scară de matematică, apare o sinusoidală, apare o paralel, apare mai multe. Ei, Hristos vine și toate aceste urcări și coborâri le face una drepte, face scăile Domnului. Eu vreau ca toți să fie una. Cuvântul lui Hristos, spus de mai multe ori, toți fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel din cer, desăvârșit este. Și ne întoarcem din nou la casa noastră. Și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Mare minunăție! Ia să vedem pe ce argument se poate baza această viziune a arhidiaconului și apostolului Ștefan, când spune că el a văzut pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Primul tropar dogmatic care ne întărește pe acest argument este troparul învierii, care spune destul de frumos când cădește cu cadernița în Sfintei Mese. În mormânt cu trupul, asta vorbim de plinătatea lui Hristos, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, pe scaun ai fost Hristoase cu Tatăl și cu Duhul, toate umplându-le cel aceeași necuprins. Deci ai văzut argumentul pe care se bazează
se bazează citatul acesta din Scriptură, deci din Faptele Apostolilor, că n-ar fi o minciună. Deci ai văzut că Hristos într-adevăr stătea de-a dreapta Tatălui, dar să mai vorbim noi și de altă dreapta Tatălui. Pe mine mă interesează un lucru de data aceasta. Era nevoie să stea de-a dreapta Tatălui Hristos când Dumnezeu n-are formă? Nu. Era vorba cu totul de altceva. Și am auzit pe prorocul David în Psalm când spune: șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Adică, ia să vedem ce poate să însemne lucrul ăsta. Hristos a făcut ascultare până la jertfa pe cruce și încă ce moarte, moarte pe cruce, ca să mântuiască neamul omenesc. Cum? Prin ascultarea necondiționată. Deci, nu s-a împotrivit patimii, nu s-a împotrivit scuipări, nu s-a împotrivit prigonirii, nu s-a împotrivit foamei, sărăciei, setei, a lăcrimat pentru Lazar, a plâns pentru Lazar când a murit, a îndreptat pe vameșul, pe Hananianca, pe femeia desfrânată, pe slăbănogul, pe toți, a suportat palmele și scuipările iudeilor, a suportat cuvintele lui Pilat care i-a spus: am putere să te răstignesc sau să te slobozesc. La care Mântuitorul nu i-a spus: n-ai putere, ci a spus: da, ți s-a dat ca să ai această putere. Deci ți s-a dat să fii stăpân, dar nu al vieții și al morții, ci al cărnii, al sângelui. Fiindcă Apostolul Pavel ne arată, lupta noastră nu este împotriva sângelui și a cărnii, ci este împotriva stăpânilor și domniilor întunericului acestui veac. Deci nu se referă la domniile de pe pământ. Astea sunt trecătoare, nu mă poate nimeni obliga în sinea mea să gândesc. Deci eu gândesc ce vreau în mine. Dar tu mă poți forța, de exemplu, să mă ții închis sau legat sau bătut sau flămând, că poți să o faci, dar gândirea este liberă. Voința merge la Hristos. De aceea am spus că nu există nici mântuire cu sila și nici osteneală cu sila. Totul este de bună voie. Pe Dătătorul de bună voie iubește Dumnezeu. Și ne întoarcem noi, de fapt, de unde am plecat. Și a văzut pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Cum de-a dreapta lui Dumnezeu? Ia să ne mai uităm noi undeva în două citate din Sfânta Scriptură să vedem dreapta lui Dumnezeu proslăvită în ascultarea desăvârșită. Vine la Iordan și intră în apă. Vine Ioan și îi pune mâna în crește, dar înainte duc un dialog de scurtă durată în trei cuvinte. Și că nu se cade mie, eu am nevoie de botezul tău. Mântuitorul privește dur și precis. Lasă să se împlinească cele scrise. Acum nu faci lecții de mistică cu mine. Și Ioan îi pune mâna în crește și Hristos se botează. În clipa botezării, deci în clipa împământenirii și îndumnezeirii Logosului întrupat, se întâmplă marea minune din atâta adânc de smerenie că putea Ioan să se topească în clipa atingerii de foc cu cel nematerialnic mai presus de tot izvorul gânditor al minții noastre. Se aude glas din cer: acesta este Fiul meu iubit, întru El am binevoit, El să-L ascultați. Iată odată dreapta Tatălui, proslăvită. Mergem mai departe, pe Tabor. Vine Petruc al nostru, apostol, cel plin de râvnă și puternic în cuvânt, care îi spune pe cale lui Dumnezeu, zice: cine zic, Petre, oameni, că sunt eu? Tu ești Hristosul, cuvântul, sau cum îi spune, Hristosul Fiului Dumnezeu celui viu. Frumos, Petre, zice, nu carnea ți-a descoperit, deci nu faptul că trăiești pe pământ, ci Duhul ți-a descoperit ție aceasta. Ajuns în Tabor, Petru se îndoiește în credință și îi spune: Doamne, dar dacă îmi face noi aici trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie, să nu mai cobor la patimă. Deci iată iubirea de sine. Deci iată că omul poate fi coruptibil prin căderea simțurilor în rai, mai înainte de sortirea gustării din pomul binelui și a răului. Deci noi suntem schimbători prin faptul că nu ne-am desăvârșit acele virtuți suprafirești sau acele puteri suprafirești ale inimii din rai. Ci noi pe pământ le desăvârșim prin puterea sfințitoare cu ajutorul Dumnezeu. Dacă am fi ascultat de El în rai, ni le-ar fi făcut statice sau ni le-ar fi făcut stabile odată pentru totdeauna. Deci am fi fost ca îngerii, cum este Enoch, cum este Ilie și cum a fost Hristos, care a venit și a propovăduit mesianitatea 3 ani jumate, arătând pilda de adevărat prototip al unirii omului cu Dumnezeu. Și ne întoarcem la apa noastră. Să schimbă Hristos la față
Și o mare minune, lumina dinăuntru luminează în afară, deci întreaga treime era pe tabor. În transcendental sau în suprafiresc, în slavă, apare Ilie și Moise. Unul dorește să-l vadă. Când? Când stă în muntele Carmel și-l aude în adiere de vânt, unul dorește să-l vadă în muntele Sinai când tuna și fulgera și trăsnete și fulgere pentru a primi două table de piatră cu inscripțiile legii vechi. Și atunci, iată, se întâlnesc cu Hristos și vorbesc de actele mântuirii. Unde? Pe tabor. Dar mai minunat lucru rămâne faptul că Hristos nu face ce vrea El. Și acolo, din cer, în acea învăluire de lumină, din nou se aude dreapta Tatălui. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit de El să ascultați. Mergem și la a treia mărturie din Sfânta Scriptură, când Mântuitorul spune, zice, Tată, preamărește-mă să te preamăresc. Și ca un tunet din cer se aude din nou glasul lui Dumnezeu care spune, acesta este Fiul meu cel iubit, și alții au spus, zice, tunet s-a auzit, zice, cu îngeri a vorbit, Ilie a vorbit. Deci iată, încă o dată clar și argumentat ce caută Hristos de-a dreapta Tatălui. Deci nu caută nimic, nici nu vă vine în cap. Vrea să-i arate lui Ștefan și să-i demonstreze mucenicului și arhidiaconului care este primul. Ce minunat este să te duci să faci o școală care astăzi a apărut prima dată și să fii primul licențiat în ea și să aștepți cu nerăbdare să vezi ce poți vei primi și ce satisfacție îți va aduce acest lucru. Ei, asta era pentru întâiul mucenic Ștefan, răsplata pe care el nici nu gândea că o va putea primi, nici nu credea că există această plată, mintea lui de mucenic nu concepea acest lucru, până unde poate să ducă răsplata lui Hristos celor care îl iubesc pe dânsul. De ce? Spune Mântuitorul Hristos tot în Evanghelie, mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru să gătesc vouă împărăția cea întemeiată de la începutul lumii, de la facerea lumii. Deci iată ce se duce să face. Iar în altă parte Scriptura la fel spune, în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Dar acum era vorba cu totul de altceva. Și de ce vreau să vă port prin acest subiect? Fiindcă este unic și îl mai întâlnim la înălțare și la pogorârea Duhului Sfânt, în această ipostasă de deschiderea cerului și de vederea Fiului lui Dumnezeu. 1. Când Mântuitorul se suia din slavă în slavă, din ceată în ceată la cer în cele 9 zile de la înălțare până la pogorârea Duhului Sfânt, întrebau îngerii, cine este acesta ce vine din vosor cu haina roșie și ca purpura și plină de sânge? Este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce căuta Hristos, Fiul lui Dumnezeu, din ceată în ceată? Le arăta îngerilor faptul pentru care s-au supus la începutul lumii când Lucifer a căzut și i-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu de au căzut a treia parte din stelele cerurilor. Și le spune îngerilor, iată fraților, zice, asta e firea omenească unită cu ipostasul dumnezeesc, cum ați auzit în sfatul Sfintei Trim când v-a răzvrătit Lucifer. A suit la a doua triadă, a suit la a treia triadă și la fel le-a spus, iată, asta este firea omenească care este făcută după sfatul Sfintei Trim, după icoana lui Dumnezeu, după icoana Trimii și ea trebuie să rămână veșnică și nemuritoare și curată, fiindcă a fost sortită să fie unită cu treimea și să facă parte prin unime, dar neamestecare cu dumnezeirea. Și eu mă sui să o duc la Tatăl. Și de ce o duce la Tatăl? Se suie Iisus Hristos, cel înviat cu trupul înduhovnicit, cum spune Apostolul Pavel, să sană într-o stricăciune, să răsară într-o slavă, tocmai ca să aibă mărturie că astăzi Sfânta Treime în cer deține puterea asupra firii omenești, adică a puterilor noastre suprafirești, și ne dă posibilitatea prin rugăciune și extaz să ne suim de-a dreapta Tatălui. Deci până unde? Până la Dumnezeu. Dincolo de Dumnezeu nu este în puterea noastră. De aceea spune prorocul David în psalm, lăudați pe el cerurile cerurilor și spune mai departe, și apa cea mai presus de cer. Adică acolo unde nu este durere, nici întristare, nici sfârșit, unde este hotarul poveștilor, să spunem noi, cu basme, dar închipuit în mintea noastră pământească, unde nu există tinerețe și bătrânețe, unde nu există viață și moarte. Deci toate sunt nestricăcioase, veșnic și fără de sfârșit. Deci firea omenească a ajuns
în fața Sfintei Treimi. Deci a ajuns de-a dreapta Tatălui. Cum? Prin persoana lui Iisus Hristos, care a luat chip de rob să-L facă pe om împărat, Atanasie cel Mare. Deci n-ai venit, spune în rugăciunea de la Gheazmă, n-ai venit în chip de rob cu năluciri înfricoșându-ne, ci dând adevărată tămăduire sufletului și zicând, te-ai făcut sănătos și de acum să nu greșești. Și din tine ai făcut ochi și ai poruncit să se spele și să se arate lumină. Deci iată, deci din tine ai făcut ochi, din omul căzut și murdar pământesc, nu-i vorba de parabola orbului, ai făcut ochi să se vadă lumina, deci ai sclipit inteligențele minții, ai reparat acele puteri suprafirești și ai dat omului puterea să se ducă în slava lui Dumnezeu și să plutească mai presus decât îngerii. Prorocul David în Psalm, ce este omul că îl socotești pe el sau fiul omului, că îl cinstești pe el, l-ai asemănat pe el? Oarecum cu îngerii și mai presus decât îngerii l-ai pus, căci cu arma bunăvoirii l-ai încununat pe el. Catisma 1 din Psaltire. Deci iată câtă putere, deci iată ce vede arhidiaconul Ștefan. Ne întoarcem în final acum, deci la ce ne-a interesat. Vede până unde va merge sufletul lui, vede până unde va fi bucuria lui, vede până unde va putea primi Dumnezeu jertfa și curajul lui. Deci până unde? Să aibă parte de vederea slavei lui Dumnezeu și a Sfintei Treimi și să fie unde? În ceata ucenicilor săi. În ceata ucenicilor lui Hristos. Deci iată ce spune Hristos. Iubiți-vă între voi să știți că sunteți ucenicii mei. Și El face act demn de iubire când le spune. Iartă, Doamne, că nu știu ce fac. Proștii aruncau cu pietre și El aștepta să zboare la cer. Cerul se deschisese și ei aruncau și mai rău. Dar să merge mai departe. Iar El a strigat cu glas mare. Așa. Și scoțându-L afară din cetate, îl băteau cu pietre, iar martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Deci este ceea ce am făcut noi corelația la început cu drumul Damascului, cu Apostolul Pavel. Și îl băteau cu pietre și Ștefan se ruga, Doamne, iartă-i! Sau mai înainte de acestea, de a ierta, el spune, Doamne, Iisuse, primește Duhul meu. Este o formă abstractă a rugăciunii lui Iisus sau o rugăciune de fond sau de temelie a tuturor misticilor și asceticilor creștine pe care le-au propovăduit părinții filocalici de-a lungul secolilor 1, 2, 3, 4 până la 7 și de-a lungul întregilor doctrine și dispute teologice până în zilele noastre, când ne arată clar că numai Apostolul Pavel a fost în măsură să spună acest verset frumos. În numele lui Iisus Hristos tot genunchiul să se plece. Iarăși Pavel zice, nu vă rugați multe și ziceți ca păgânii, ci vreau să ziceți 5 cuvinte cu inima sau cu mintea. Iar Apostolul Pavel spune, neîncetat vă rugați, de să ai permanent ochii deschiși spre Dumnezeu, și prin faptă și prin rugă. Și el spune, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Deci ce bine deosebește puterea sufletească de trupul lui. Deci nu spune, Doamne, primește trupul meu. Duhul meu, cum aș spune eu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci este aceeași formă, aceeași metodă de urcare la cer, deci primește Duhul meu. Iată, mâinile tale dau Duhul meu. Unde întâlnim aceasta? Și la Mântuitorul Hristos la fel s-a rugat. În mâinile tale dau Duhul meu. Și și-a dat Duhul mâinile lui Dumnezeu. Deci Iisus Hristos și-a împlinit actul mesianic, întuneric s-a făcut pe fața la tot pământul, soarele s-a stins, aștrii s-au cutremurat, catapeteasma s-a rupt în două și așa mai departe. Și îngenunchind, deci iată în acele lovituri cu pietre, și-a dat seama că cea mai frumoasă rugăciune este rugăciunea făcută în genunchi. Deci este poziția de umilință, este poziția pe care Mântuitorul Hristos a avut-o la rugăciune în grădina Ghetisman. Nu tolănit pe pernă, nu stând pe scaun, dacă ești bătrân, să admite, fiindcă ești bolnav și neputincios și Dumnezeu nu vrea jertfă civilă, nu din lene și din nepăsare, ci din bună voință, zicând, nu le socoti lor păcatul acesta și zicând acestea, a murit. Deci arată că a murit. Cuvântul murit are mai multe semnificații. Deci n-a murit în primul rând că nu mai există, ci este viu și până astăzi. Dar a murit lumii. În clipa când se pare că el nu mai mișca, el deja vedea pe Dumnezeu, sau cum se întâmpla la Sisoie cel Mare sau la Marcu Ascetul,
se auzea poate cuvintele din cer, de ce vă dau acești doi mari pusnici ca model, fiindcă amândoi au văzut cerurile deschise și glasul lui Hristos care spunea: aduceți pe vasul alegerii Duhului Sfânt la mine. Deci așteptau să se întâlnească cu Dumnezeu aceste două suflete mari, a lui Marcu Franciscanul și a lui Sisoie cel Mare. Vreau să vă duc acum cu mintea și la ceva din zilele noastre. De ce vreau să vă duc în zilele noastre? Pentru că cineva va spune, așa a fost pe vremea aceea. Și noi întâlnim permanent această frază luată sub formă de glumă. În vremea aceea, nu în vremea aceea, de la primul martir care a avut curaj, dacă vom deschide viețile sfinților, martirologele, asceticele, vom deschide proloacele, vom deschide patericele, vom deschide toate cărțile, actele martirice și tot ce a lăsat biserica scrisă în părinți și scriitori bisericești, vom vedea cum a început formarea creștinismului. A început prin tăierea capului, prin jupirea pielii, prin scoaterea ochilor, prin arderea în căldări cu smoală, prin amestecarea în plumb topit, prin încălțarea cu încălțăminte înroșite în foc, prin smulgerea cărnii cu ghiare de fier, prin aruncarea în coliseum la fiare, prin scoaterea ochilor, prin baterea cuilor în cap, prin aruncarea în groapa cu var, prin aruncarea în foc de vii, prin bătăi cu vine de bou, prin tragerea pe roată. Deci iată, prin tăierea degetelor, a limbii, a urechilor, prin spintecarea măruntaielor și scoaterea din pântecele omenesc a măruntaielor, citiți viețile sfinților și veți vedea ce a spus Hristos ucenicilor săi. Și vom mai întâlni un pasaj frumos. S-au adunat cei 12 și au venit și cei 70 de apostoli. Și a început Hristos să le spună: fraților, zice, veți fi prinși de oameni, veți fi bătuți, veți fi prigoniți, veți fi scuipați, ocărâți, vă vor da în sinagogi, să nu vă temiți, să nu vă temiți, să nu vă fie frică. Duhul Sfânt vă va deschide vouă ce să faceți și să vorbiți. Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Cei 70 au fugit, s-au împrăștiat. De ce s-au împrăștiat? Au crezut că împărăția lui Dumnezeu să ia cu pâine și o sândă. Au crezut că împărăția lui Dumnezeu să ia cu comoditate. Au crezut că împărăția lui Dumnezeu să ia cu vicleșug. Sau să ia cu metode personale, nu? Și-a întrebat Hristos pe ceilalți 12. Dar voi de ce nu plecați? Ce la tine am aflat cuvântul vieții veșnice. Deci iată cât de pregătiți au fost 12 pescari care n-aveau niciun studiu. Care au prins pește în Galileea și apoi au urmat lui Hristos. 12 oameni săraci care au încreștinat o lume întreagă și au restaurat credința universală. Pe ce? Pe sângele martirilor, pe sângele mucenicilor și pe temelia mărturisitorilor. Deci ce ne iese în relief aici? Ne iese curajul, una, credința și nădejdea. Spune Apostolul Pavel, zice, nu vă întristați ca cei ce n-au nădejde. Aveți credință tare, spune Evanghelia, că vei zice muntelui, mută-te și s-ar muta. Iar curajul face parte din actul de bază despre care vreau să vorbesc astăzi. Așa cum biserica și-a făcut un cult al martirilor, și dacă vreți, noi mai avem Ștefani care au pătimit. Nu este numai martirul Ștefan. Ia citiți un pic cărțile de literatură anticomunistă care au apărut acum după Revoluție. Brazii să îndoiesc, nu să plâng, Zosima Oancea, mărturisirea unui preot ortodox, duhovnici sub les pe zile comuniste, Gulagul Valac, prizonier în propria țară, să vedeți ce au putut să facă cei care li s-au părut că pot fără Dumnezeu. Dar mai mult vreau să vă fac altceva să vedeți. Să vedeți câte ligioane cu două picioare din neamul nostru omenesc au putut să se lepede de adevăr și au putut să chinuie pe proprii frați. Ca să vedeți câte interviuri murdare, câte metode nenorocite de a chinui omul. Câte metode de înfometare, câte metode de omorâre, câte metode de încercare de a te împotrivi lui Dumnezeu. Saul din Tars îi târâia pe jos și îi ducea și îi omora cu sabia. Dar la Aiud, la Cetatea Albă, la Periprava, la Canal, la Jilava, au murit oameni, a murit spuma societății omorâtă de nenorociții societății. Toți țiganii și toți ciomăgarii. Deci care n-avea un gram de cultură, înaintase în foruri înalte ale Partidului Comunist de atunci și au distrus toată cultura interbelică și au făcut-o de nimic.
Deci iată un martiraj din țara noastră, nu avem nevoie de alte martiraje. Și când te uiți în structurile sociale, te și îmbolnăvești că tot acești idioți țin funcțiile mari și astăzi sunt pe alte funcții. Deci nu mai sunt comuniști, acum sunt feseniști, naționaliști, țărăniști, deci s-au schimbat la față cum s-a schimbat Hristos pe tabor, dar pământești. Nu s-au schimbat cu Duhul. Dacă mâine s-ar instaura din nou și ar învia Ceaușescu, toți l-ar căria și l-ar da cu șprei și și-ar lua vechile funcții și ar începe să... De acum, într-adevăr, dacă ar învia comunismul, dacă ar învia Hristos și ar veni pe pământ, n-ar fi mare din lume, vă spun eu. Dar dacă ar învia comunismul, știți ce s-ar întâmpla? N-ar încăpea toate cărțile câte s-ar scrie în lumea aceasta despre tot ce s-a întâmplat în acești 5 sau 6 ani de democrație, privind informatorii cât ar avea de muncă zi și noapte. Câte turnătorii, câte mizerii, câte metode. N-ar mai fi șomeri. Din nou pușcării, din nou carceră, din nou jandarmi, din nou paznici, din nou caralei. Vă dați seama ce ar fi? Ei, acestor prostii Dumnezeu le stă împotrivă. Dumnezeu schimbă istoria atunci când vrea El împotriva voinței și a științei. Dumnezeu vine să ne arate că cei care au învățat doctrina ateistă și li s-au părut ca profesori sau ca doctori sau ca pedagogi sau ca judecători sau ca polițai sau ca intelectuali, că învățând împotriva lui Dumnezeu nu s-au lepădat de credință, s-au înșelat, tocmai împotriva lui Dumnezeu au fost. Și această mărturisire se poate repara de acum numai prin mirungere și pocăință, nu prin iertarea părinte, așa a fost în vremea aceea. Așa a fost pe vremea lui Ștefan, așa a fost pe vremea lui Pavel, așa a fost pe vremea Fotinei, așa a fost și pe vremea lui Sfântul Gheorghe, așa a fost pe vremea lui Sfântul Nicolae și pe a lui Sfântul Spiridon și pe a lui Sfântul Vasile. Aceleași vreme a fost. Aceleași vreme a fost. Și pe vremea lui Stalin aceleași vreme a fost. Și pe vremea lui Ceaușescu tot aceleași vreme a fost. Și așa cum cei de la Jilava au umplut pușcăriile și au umplut martirologiile cerului cu sufletele lor, trăind într-o nădejde de lumină, la fel și cei care au făcut împotriva lui Dumnezeu, astăzi stau zgribuliți și ascunși. Și a spus cineva odată o vorbă neghioabă, zice. Părinte, zice, ne considerați așa un fel de maimuțe, zice, ne vorbiți cumva în glumă. Da, maimuțe sunt cei care se ascund de la o formă de guvernământ la alta și de la o formă de mizerie socială la alta. S-a privatizat, spune mai departe, societatea românească cu ce? Cu hoția. S-a privatizat societatea românească cu ce? Cu credința. Cum s-a privatizat? 87% ortodoxi, din care 80% nu știu ce vor. 7% mai vin la biserică, zice, aia sunt care au luat-o razna. Ei, vă întreb un singur lucru, în ziua judecății, de ce îi spunem fricoșată judecată sau faimoasa judecată? Se vor pune scaunele de judecată și sfinții vor judeca lumea, luminând fiecare suflet și fiecare trup în adevărata oglinda lui. Fiecare ne vom vedea cât am strălucit, fiecare ne vom vedea cât ne-am călit ca aurul în topitoare, fiecare vom vedea cât am înșelat, fiecare vom vedea cât am mințit, fiecare vom vedea cât am furat, cât am turnat, cât am pârât, cât am făcut rău, cât am vândut, cât am omorât pe ascuns. Totul se dă pe față și nimic nu rămâne nevădit. Și atunci te întreb eu, ce o să răspunzi creștin? Te întreb eu, ce o să mai spui acolo când Ștefan a văzut cerul deschis și pe Fiul Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui? Dar de ce l-a văzut? Și Hristos a simțit nevoia să se descopere cerului care l-a slujit cu adevărat, nemai având alt prototip în față. Adam când a căzut, n-a știut ce-i boala, foamea, setea și necazul. Ștefan când a fost primul care a propovăduit pe Dumnezeu, n-a știut pentru ce moare, dar a știut că moare Hristos. Pentru că astăzi foarte mulți cer. Și ce-mi iese din credință? Ce câștigam din asta dacă cred? Ai câștig! Du-te la Pentecostal că-ți dă dolari, du-te la Iehoviști că-ți dă cărți de pomană, du-te la Evangheliști că-ți dă mașină, du-te la Catolici că-ți dă orgă, du-te la Anglicani că-ți face nevasta preoteasă, du-te la Reformați că-ți dă apartament. Iată ce câștigi! Du-te! Și cei care au rămas vor fi întrebați de Hristos. Dar voi de ce n-ați plecat? Păi la tine am găsit cuvântul vieții veșnice. Ai văzut de ce n-au plecat? Iată așa va fi la judecata de apoi, fiindcă a spus Hristos, și aici mă refer la două lucruri. Evanghelistul Marcu spune, cine se va rușina de mine și de cuvintele mele, de aceea și Fiul omului se va rușina când va veni în slava sa cu Sfinții Îngeri.
Auzi? Și cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, eu voi mărturisi despre el înaintea Tatălui. Cineva spunea odată, zice, părinte, mai cu pierdele, ca să ai greutăți. Dumnezeu n-a umblat cu pierdele, dragă. Dumnezeu a umblat de sculț și cu toia lumea. A umblat din Galileea în Capernaum. A umblat din Capernaum la Ierusalim. De la Tiberiada la Nazaret și de la Nazaret la Betleem. N-avea pierdele. Ci avea curajul să le spună fariseilor și cărturarilor, voi morminte părinte, care ați ucis pe proroci cu pietre, i-ați tăiat cu ferestrăul, i-ați dat la moarte pe cruce și astăzi propovăduiți adevăr. La fel va fi și pentru noi. Voi care v-ați omorât pe înaintașii voștri care v-au clădit și v-au cultivat, ce veți răspunde în ziua judecății? Deci cine n-are curaj, n-are pe Hristos. Și spune aici frumos, mi-a plăcut o singură frază a lui Steinhardt. Nu vă îmbătați cu apă rece crezând că iubiți pe Dumnezeu în taină. Iată ce frumos. Nu există credință în taină. E același similar cu ce am spus alaltă ieri, cu eu în sine le fac. În sine nu faci nimic. În sine mănânci, dormi, gândești murdar, trândăvești, lenevești și îți ascunzi puterea conștiinței sub mizeria socială și personală, crezând că e bine așa. Lasă că așa fac toți. Lasă că așa e nu știu cum. Lasă că nu știu ce. Alții vin și spun, zice, o întrebare de baraj, ca să vă lămuriți de o chestie, zice. Părinte, când trec pe lângă biserică să fac cruce, dacă îl văd că e slab în credință, îi spun, fă cu limba măcar. Că zice, dacă mă vede cineva, poate că râde. Și dacă râde, ce? Nu spune Apostolul Pavel, nu mi-este a mă lăuda decât în crucea Domnului. Spune Apostolul Pavel mai departe, pentru cei ce cred este arma puterii și înțelepciunea, pentru cei ce nu cred e o nebunie. Deci de ce să-mi fie rușine să fac cruce lângă biserică? Altul spune, dar să mă și descoper? Nu. Puneți și broboadă peste căciune. De ce? Ca să arăți cât ești de fricos. Și mai departe Hristos spune, fricoșii sunt primii care sunt vrednici de iezărul de foc. Fricoșii vor fi primii care nici nu au judecată. De ce? Dacă v-ați temut de Hristos, deci dacă nu v-ați temut de Hristos și v-ați temut de domniile stăpânești, ce căutați între oameni? Ce căutați în creștinism? Fricoșii nu și-au loc în creștinism. Fricoșii să se ducă la păgâni, la închinările de pietre și de idoli. Luați o pildă. Sfânta Varvara, fiică de împărat, în voința că tatăl său era păgân și avea idol de aur, de argint și de piatră, ea pune să se zidească baie creștine cu trei geamuri, în numele Sfintei Trei. Chiar tatăl său o dă la obate, o dă la martiraj, se taie sânii, este târâtă prin cetate, este dezbrăcată pentru a se rușina, adică chipurile de trupul ei și val de lumină albă, val de lumină, așa ca ceața vine și îi acoperă trupul să nu se poată proști mira de frumusețea trupului ei. Și iată, moare martiră, Ecaterina din Sinai, a cărei moaște sunt întregi și până astăzi. Mergeți să vedeți mireasma acelor sfinte moaște, a unei simple fecioare care atâta inteligență avuse, învățase toată retorica și pe Platon și pe Aristotel și matematicile și toate din vremea aceea, iar când a fost vorba de Hristos, i-a spus pajului care conducea căruța. Ce e creștin? Nu poți să spun, zice, că tatăl tău îmi taie capul, dacă nu îmi spui, poruncesc eu să-ți taie capul. Zice, hai cu mine în taie. Și a dus-o la un preot, a îmbrăcat-o în haine frumoase, albe de botez, a botezat-o în taină și noaptea când s-a culcat a visat un vis frumos, fiindcă înainte visase altul urât. Visase pe o fecioară frumoasă cu pruncul în mână, care pruncul tot împingea și spunea, nu e frumoasă, mamă, e urâtă, zice, să nu pui mâna pe mine, nu, să nu se atingă de mine. Și Fecioara Maria tot îi spunea, nu, fiul meu, uite cât este de scumpă, și uite cât e de frumoasă, nu e frumoasă, nu, să nu se atingă de mine. Și după ce s-a botezat a doua noapte, visează pe Mântuitorul Hristos și Fecioara Maria, la care Mântuitorul spune, da, acum să vină, că-i mireasa mea, da, acum să vină să stau în brațele ei, să vină acum la mine. Și îi pune în el în deget, care toți filozofii știință de azi n-au găsit din ce material e făcut. Păi, dar n-au avansat știința, n-are telescoape, n-are laboratoare chimice, de ce nu caută, de ce nu găsește? Ce e de la Dumnezeu, mintea nu pricepe, frate. Dumnezeu să descopere cât voiește El și cui voiește El și când voiește El. Iar celor care se pun împotriva lui Dumnezeu spune așa, și vor umbla în întuneric curând lumina până vor deznădăjdui și vor cădea. Așa spune la Corinteni. Mergem mai departe.
Hristos iubește curajul, de aceea spune mai departe Steinhardt frumos iarăși că s-ar fi sculat în picioare acolo în slava Tatălui să primească martirajul lui Ștefan. Hristos nu stă în picioare, dar faptul că s-a recondensat în Sfânta Treime, din dispersia din Sfânta Treime, fiindcă El nu face asta decât o singură dată când va veni pe norii cerului, va apărea ca judecător și va sta în scaun de judecată și în valea lui Iosafat va judeca toate neamurile pământului pe norii cerului. Iată, Hristos o făcea pentru primul și întâiul lui mucenic ca să fie pildă tuturor. De-aia s-a și scris în Scriptură să rămână ca o mărturie a celor care au spus că Scriptura mai are defecte. Defecte au cei ce nu știu să citească. Defecte au cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și defecți sunt toți oamenii care nu vor să-și cunoască sinele bolnav și lenea din ei de a studia lucruri folositoare și frumoase de a cunoaște pe Dumnezeu. Și mergem mai departe, trecând și peste aceasta, ajungând la perdeaua Duhului. De ce am pomenit eu adineauri de perdeaua Duhului? Să țineți minte, că așa am început, Duhul curcede de la Tatăl. Și din iubire Tatăl luminează pe Fiul, iar iubirea Fiului se revarsă cu lumină în Tatăl. Deci cu fapte bune. Acum ce rol are Duhul Sfânt? Vă voi trimite Mângâietorul, spune Mântuitorul Hristos, care va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Până la sfârșitul veacului. Ca să nu fiți singuri, dar nu vă depărtați de Ierusalim, să luați putere de sus. Asta îmi place mie să o folosesc cel mai des. De ce? Duhul Sfânt are o unitate de energie necreată. El este un centru magnetic sau este o energie magnetică necreată de mintea omenească, care lucrează, împlinește și desăvârșește pe tot omul cum? Scurtând distanța între ochii omului și fața lui Dumnezeu. Și ați văzut, câți sfinți ai pustiei n-au vorbit cu Hristos? Amon, Antonie, Macarie, Pafnutie, Barsanufie, Pambo și așa mai departe. Dar cum au vorbit cu Hristos? Prin rugăciune, prin extaz, prin răpire, prin uimire. Și mă întreb un lucru. Oare cum crezi că se poate da un dar ca acesta celui care vrea să privească o minune rațională? Păi te întreb numai un lucru logic și simplu. Dacă tu știi că toate cele nevăzute sunt fața lui Dumnezeu și știi că sunt greu de văzut, de exemplu, vreau să-ți explic o simplă chestie. Noi respirăm aerul care este incolor și fără gust și fără miros. Nu și are compoziție de azot, de oxigen, de hidrogen, de carbon și de toate celelalte. Da, până aici e bine. Fă-mi tu distinția cât la sută carbon a intrat în gura ta, cât oxigen, cât hidrogen și cât azot. Fă-mi, doar ai ochi. Nu, și știi clar, știința a demonstrat că atât a intrat. Nu se vede. Nici Duhul Sfânt în om nu se măsoară la kilogram. Spuneam odată cuiva și s-a supărat. Nu există unitate de Duh pe suprafață. Și în veceu pot zice rugăciunea lui Iisus, deși mi se pare un loc murdar. Spune Scriptura, Dumnezeu luminează și peste locuri murdare și peste locuri curate, peste răi și peste drept, peste păcătoși și peste sfinți. Și în mijlocul icoanelor făcătoare de minuni și în mijlocul amaldăre de sfinte, de maște, pot păcătui. Da, în Coliseum de la Roma, stăteau trei fiare sălbatice, trei lei, nemâncați de o săptămână. Patricio avea la el, citiți Fabiola, ca să vedeți, mi-a plăcut mie asta să o amintesc astăzi, Patricio avea la el o bucată de fular din haina tatălui său, care pătimise cu câteva zile înainte și murise pentru Hristos, muiat în acel sânge. Și leul care mâncase pe tatăl său venea și se gudura la picioarele lui și îi lingea picioarele. Iar împăratul din Coliseum striga, zice, face vrăjitorie, cu vrăjitorie face aceasta. Și a spus atunci băiatul acelui martir murit înainte, zice, scoateți celelalte fiare afară. Și zice, după ce scoateți celelalte fiare afară, lăsați doar pe leul care a ucis pe tatăl meu, zice. Și uite, vă dau eu asta vouă. Și i-a dat mamei sale năframa muiată în sângele tatălui său. Și în clipa aceea, leul i-a strivit capul ca pe o coajă de nucă. De ce? Iată puterea lui Dumnezeu. Și Sfântul Ioan Casian și alți sfinți părinți ne arată negru pe alb. Semnul îmblânzirii animalelor, semnul îmblânzirii fiarelor sălbatice este semn că rațiunea umană predomină mai presus de puterile firii
Și acolo când omul se unește neopersonal cu Hristos, primește puterile adamice cele din tâi, sau ale lui Adam cel nou, întrupat din Fecioara Maria, și toată natura îi se supune, deci este o lucrare a Duhului. Ia dă-mi tu mie pe unul pe care a făcut yoga să văd dacă nu-l mănâncă leul. Îl mănâncă ca pe un șobolan. Sau pe unul care a făcut anestezie să-i spună, stai dragă, leul este optimizat. Vă dați seama cam ce comedie ar putea să existe în acea scenă, sau ce scenă de teatru s-ar putea juca. Și vine un creștin fără nicio putere, dezarmat, legat de mâini, de picioare, aruncat în mijlocul Coliseului și fiara îi linge tălpile și picioarele. Stă Daniel în groapa de lei cu post și nu s-atinge lei de el. Stă cei trei tineri în focul Babilonului, să bagă foc de 7 ori încălzit cuptorul și ei cântă și veselesc și laudă pe Dumnezeu. Ai văzut? Dai puterea lui Dumnezeu, omule. Este puterea mai presus de fire și de puterea omenească. Citiți întâmplările celor care mai trăiesc în jurul vostru și mai există încă ca sfinți autentici și o să vedeți martirajul lui Constantin Brâncoveanu, credința lui Ștefan cel Mare de la Putna. Tot de Ștefan este vorba. Ce credeți voi? Că ține Dumnezeu cont de legile omenești sau ține cont de legile dumnezești? Aș vrea să văd un bărbățel din zilele noastre, dotat cu toate aparatele de microcultură ce a ieșit acum, începând de la casetofonul cât pastila de antenevralgic și până la ultimul receptor de telefon pe care ți-l bagi pe măsele din Japonia. Să ducă un război cu arma și cu bâta, cum a dus Ștefan cel Mare și să apere Europa Centrală de puterea păgânească. Zice și de ar fi căzut această țară a Moldovei, zice, care era poarta creștinătății, ar fi căzut întreaga Europa sub Imperiul Otoman și astăzi am fi fost turciți. Era o fericire pentru femei că nu mai trebuia să meargă cu autocar. Dar nu era o fericire pentru neam omenesc născut creștin, cu voievozi creștini, cu părinți creștini, cu cimitire creștine, cu biserici creștine. Și dacă 53 de biserici în Moldova se înălțau cu semnul crucii, 53 căzuse în Bizanț, peste care se pusese semiluna otomană. Și a zis Ștefan, nu voi dezdrobi Bizanțul, că nu este putere. Puterile din apus s-au răzvrătit și nu vor doar promisiuni și vorbe, zice. Dar măcar voi zidi tot atâtea locașuri de cult și le voi împodobi sau le voi cinsti pe altele să se preamărească Dumnezeu în el. Citiți cronicile lui Iorga, nu citiți ziarul Monitorul care spune numai porcării. De ce vă spun lucrul ăsta? Abar n-aveți de istorie. Abar n-aveți de creștinismul în care trăiți. Nici nu vă dați seama în ce țară frumoasă și plină de minuni trăim. Și spune mai departe, ca să vedeți, să facem o paralelă. Vreau să vă aduc eu în altă parte. Spune mai departe, iarăși, în Iorga. Deci când a intrat Maria sa în țara Moldovei, zice, neorânduielile îmblau ca vântul și toți erau domni și stăpâni. Și au făcut Maria sa o singură sabie și un singur domn. Și bisericile le-a împodobit cu odăjdi și cu odoare, au pus caligrafii în mănăstirile mari, s-au scris cărțile de cult și slujbă și pomenirea celor răposați, iar cine nu-și făcea datoria, plătea cu cap. Și mai departe a pus Maria sa, zice, rânduială și în noroade, când un băiat fura o fată, dacă era de neam răzăș, muncea de pomană pe moșia domnitorului, iar dacă era fiu de boierii, să tăia capul, să știe că clasa de sus nu este îngăduită să facă fără de legi și să spintească prostimea. Ia uși ce rânduiel era în țara Moldovei. Un altul a venit și vremea din 20, la 1 mai sau la 9 mai, când se serbează instaurarea Partidului Comunist în România. Ia ca să vedeți și pe asta. Și-au stat vieții întemnițați, și-au stat vieții legionari și țărăniști. Eu nu știu, din citit așa, de prin cărțile care au apărut. Pe vremea aia nu eram undeva cu barca. Și au așteptat să vină americanii și să-i scoată de sub Imperiul Sovietic. Dar americanii care sunt, ați văzut găinuții americani de la țară, fac multă gălăgie cu coada înfoiată, cu pene frumoasă, nici de ouă nu, nici de vulturi, nici de cioară, nici de uli. Sunt el așa de dihănii foarte dezordonate, care mai mult strică. Așa au făcut și acești americani. Deci n-au venit în țară când poporul suferea.
N-au venit când poporul era sub teroare și mureau mii de intelectuali sub lespezile pușcăriilor. Au stat acolo în apus și au pândit ca șobolanii mâncând și dormând bine. Când a căzut comunismul, au venit americanii să ne civilizeze. Ne-au adus homosexualitatea, că așa spune articolul, nu poți să intri dacă nu ai fundul gol în Europa. Noi trăiam în America până acum. Ne-au adus pornografia, ne-au adus guma de mestecat, ne-au adus Coca-Cola, ne-au adus Orbit fără zahăr, ne-au adus cuic, ne-au adus pâine turcească cu făină din Bărăgan făcută la cuptoră Iași cu firma scrisă turcește. Ai văzut ce ne-a adus? Americanii. Și acum să pretinde că avem clauza cea mai favorizată. Ia ca să vedeți cum e și cu clauza asta pusă într-un context mistic. Avem dreptul de a curvări fără nicio rușine și de a face golănii în societate, fraților. Asta ne-a adus americanii și a spus, dacă proștii ăștia să mai roagă mult lui Dumnezeu, ne biruiesc pe noi câteva 60 de miliarde cât o fi ei pe glob. Dumnezeu să-i știe acolo cât sunt 2-3 miliarde. Dar ce fac? Ne bagă nouă mizeria ca să dărâme biserica, să dărâme sufletul omenesc, să dărâme creștinismul, să dărâme concepția ortodoxă păstrată de 2000 de ani de la Zamorsis, care stătea în muntele Ceahlăului, poate, sau unde se rugau dacii și aștepta să câștige un război într-un zeu monoteist și nu ateist. Deci într-un zeu monoteist. Vine Andrei la gurile Dunării și stă în peșteră 3 zile și iese izvor din pământ sec și avem și până astăzi mărturie și nu-l primim, dar îi primim de americani că ne-au adus reclamă. Deci vezi ce popor bolnav și slab în gândire avem? Avem dansuri populare, avem costum național, avem biserici frumoase, arhitectură frumoasă, cultură frumoasă, folclor frumos, colinde frumoase, cântări frumoase, nouă ne place rock. Da? Nouă ne place discoteca. Este mai bun dezmățul sau laboratorul diavolului decât ce a lăsat Dumnezeu curat pe pământ. Pentru că folclorul și cultura unui popor fac parte din religie. Nimic nu s-a adus frumos să nu fie închinat lui Dumnezeu. Și cămașa cu care se îmbracă țăranul de la țară când aprinde lumânări la piatra de mormânt, faptul că este albă și cu floricele, albul reprezintă curățenia, al floricelele faptele bune. Totul poate fi pus în element mistic, dacă vrei. Și o glumă de la țară, și o vorbă de la țară, și un proverb de la țară, și încălțămintea din picioare, și o pinca pe care o porți, dacă te uiți bine la ea, are și ea o semnificație. Deși e călcată în picioare, stă cu vârful în sus. Deci are semn și tendința să se ridice. Te învață pe tine, mă, din glot să te ridici. Dar omul nu înțelege. Omul vede numai pătrat. De-aia au apărut ochelarii. Că a zis cineva, zice, de ce porți ochelari dacă ești împotriva științei? Pentru că văd pătrat fără ei. Și acum îi port ca să văd cum trebuie. Un alt lucru care trebuie să vă rămână în minte, din curajul de credință, trebuie să păstrăm și să apărăm armonia și atitudinea și plenitudinea culturală și ortodoxă a neamului românesc, neprimind toate mizerile și învățăturile din afară. Să le spunem la americani așa, când ori mai veni odată rușii peste noi, să veniți să ne băgați în NATO. Acum stăm noi fără NATO, stăm cu NATO, le dăm pâine și mămăligă să ducă în țara lor. De ce nu avem nevoie, omule, de acest lucru? Noi avem nevoie de frica de Dumnezeu. Zice, și m-au înconjurat ca albinele fagurul și în numele Domnului am înfrânt pe ei. Și m-au covârnit să cad și Domnul m-a sprijinit. Și erau mulți cei ce m-au împresurat și Domnul i-a biruit pe ei. Fără Dumnezeu nu facem nimic, frate. Poate să fie țara asta plină și de avioane și de rachete. Dacă explodează una de aia singură, vă dați seama ce se întâmplă? De ce n-au reușit, de exemplu, rușii, vă dau un simplu exemplu, de ce n-au reușit rușii să apese pe un buton și să nu mai fie nenorocirea de la Cernobâl, care a trimis radiații în toată lumea și a nenorocit atâtea suflete, și genetic, și moral, și cum vrei, că au ieșit tot fel de monștri. De ce n-au făcut nimic? Stau și se uită neputincioși în fața propriilor prostii. Știința, știți ce este? Un adânc imens de cultură îngrămădit, deci un adânc imens de cultură îngrămădit, din care nu se mai știe cum să le pui din nou la capăt. Ai văzut gospodina când începe să țese un covor frumos înflorat? Știe care-i spata, care-i ițul, care-i modelul, care-i culoarea, de unde se dă drumul, de unde se slobozește, de unde se întărește, de unde se îndreaptă.
Totul. Când face o mâncare, știe rețeta, de unde ia, de unde pune, tâmplarul, dulgherul, toți își știu rostul lor. Știința ce a făcut? Le-a îngrămădit anapoda pe toate și acum nu știe ce să facă cu el. Ai văzut ce înseamnă să gândești la întâmplare? Ai văzut ce a spus Dumnezeu, dacă n-aduni cu mine, risipești? Ce-i cineva împotriva științei? Foarte bine că avem știință, dar folosește-o, Domnule! De ce nu faci un fel de reactor nuclear care să aibă o lamă în față și să treacă pe drum să rănească zăpada, de exemplu? Sau un fel de reactor nuclear să-l pui într-o cutie și să-l pui frumos la gura supei și să-ți degaje energie să te încălzești. Să nu mai fie nevoie să umbli pe gaz metan și să plătești întreținere câte 20.000 pe lună pentru 3 litri de apă înfierbântată prin calorifer. Asta să facă știința, fraților. Nu să omoare populația lumii. Lumea trebuie să trăiască și Ioan Iacov a spus și că pacea dintr-o conferință ateie niciodată, zice, nu va progresa, ci fumul gros și negru al morții peste tot va presăra. Citiți istoria asta pe hrana duhovnicească. Deci ai văzut unde duce necurajul, unde duce necredința, unde duce lipsa de frică de Dumnezeu și unde duce nepăsarea noastră personală. Ai văzut unde duce? Nouă ni se pare că dacă suntem buni în dreptul nostru, restul am rezolvat de la sine. Nu e adevărat. Toți trebuie să fie buni. Începând cu primarul și terminând cu secretarul și cu paznicul, toți trebuie să fie cu frica lui Dumnezeu. Începând de la popa, adică de la vlădica, de la arhiereu și până la ultimul cântăreț din biserică, toți trebuie să fie credincioși. Și într-o familie, începând de la tata și la mama și la ultimul copil, toți trebuie să fie credincioși. Că dacă unul e credincios și unul e necredincios, nu iese nimic, iese turnul Babel. Deci iese turnul Babel. Ei, cam un fel de turnul Babel este azi pe fața pământului. O grămadă de credințe, o grămadă de religii și o grămadă de nebuni. O treime, ați văzut? Deci, o treime. Pe când Hristos a spus, toți sunt una. Și Apostolul Pavel a spus, în Hristos nu există nici rob, nici slobod, nici cit, toți sunt una în Hristos. Ai văzut? Deci, ca să fim toți una în Hristos, trebuie să ne ridicăm din lene, să ne punem în genunchi, să spunem celor care ne urăsc pe noi, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac, să întindem mâinile la cer și să vedem cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui, zicând, bine, slugă bună și credincioasă, peste puține te-am pus și bune ai făcut, peste multe te voi pune. Amin, amin. Amin.